Vor trimite un echipaj, dar va dura ceva timp până ajunge. Trebuie să găsim elicopterul, să vedem dacă sunt supraviețuitori. Tu cunoști pădurea mai bine ca oricine, deci condune, Lucas. Asigur, Kong e o ființă vie și nu reprezintă nicio amenințare. Eu sunt gata să garantez pentru el și să-mi asum întreaga responsabilitate. Undeva unde Kong nu va fi un pericol pentru societate. Și nici ea pentru el. Unde o să stăm cu toții? Da! Gata! Dinainte de asta, m-am gândit cum să-l păstrăm pe Kong. Așa că am cumpărat o casă, în pădure. Tu oricum învățai de acasă. Nu se va schimba nimic. Fiule, o să-ți schimb părerea când o să vezi locul.